Oița își dorește ceva palpitant. O poveste de Katia Ryder. Mama, e adevărat că jumătate din viață ne-o petrecem dormind? Întrebă oița. E corect, spuse mama. Dacă nu am dormi, am avea așadar de două ori mai mult timp să ne zbenguim și să mâncăm gălbenele? Cam așa ceva, spuse mama, dar... Însă oița luase deja hotărârea să se dezvețe de dormit. Voia să înceapă chiar din această seară. Când răsări luna, oile se cuibăriră bine, îngrămădite una în alta și închiseră ochii. Doar oaia cea mică țopoia mândră de colo-colo cu vioiciune. Ha! Eu mă dezobișnuiesc de dormit, le spunea ea tuturor. Începând de azi, voi sta trează și zi și noapte și voi face de două ori mai multe lucruri decât voi. În scurtă vreme însă nimeni nu o mai ascultă, fiindcă celelalte oi adormiseră buștean. Ce plictisitori! Exclamă oița, rostogolindu-se în iarbă după pofta inimii. Porni apoi în căutarea unor gălbenele gustoase, însă pe întuneric nu se zără absolut niciuna. Ochii mei se vor obișnui cu întunericul, își zise oaia cea micuță. Trebuie doar să am răbdare. În dimineața următoare, oița era atât de obosită că mama trebuie să o înghiontească mult timp pentru a o trezi. Trezește-te! Avem atât de multe de făcut! Soarele ne zâmbește! Iarba este proaspătă și este foarte gustoasă! Te așteaptă deja prietenii! Hai! Dar oița nu vedea nici soarele, nici iarba, nici prietenii, pentru că era foarte, foarte obosită. Orice început e greu, oftă ea, și se târâie cu greu întreaga zi. Însă când se lăsă seara și luna răsări, micuța oaie țopăi din nou mândră pe pajiște. Mă voi dezobișnui de dormit. Nu este foarte ușor, dar în curând voi face de două ori mai multe lucruri decât celelalte oițe. Însă în acea noapte, din cauza oboselii, oița se împiedică de o creangă, se rostogoli pe o colină și plasc! Ateriză direct într-o balegă de vacă. Se ridică cu greu și a dormit apoi epuizată, la câțiva metri depărtare. În ziua următoare, nimeni nu voia să se joace cu ea, fiindcă o mirosea îngrozitor. Până și mama strâmbă din nas. Miroși insuportabil, fugi repede până la părâu și spală-te. A treia oară, trebuie să reușesc, își spuse oița. Până mâine, voi depăși cu siguranță ce mai rău. După aceea o să înceapă distracția. Când toată lumea dormea, oița a început să țopăie din nou pe pajiște. Doar că astăzi totul arăta diferit. Luna se ascunsese în spatele unei pături de nori, iar noaptea era neagră ca smoala. În scurt timp, oița nu mai știu unde se află. Trase cu urechea, dar nu se auzea nici măcar un behăit slab. Până și iarba avea un miros străin. Unde să fi fost turma? Și unde era mama? Micuța oaie începu să tremure. De fapt, nu-i mai făcea deloc plăcere să zburde noaptea de una singură. Nu găsea nici gălbenele și o cuprindea din ce în ce mai mult oboseala. Și până la urmă începu să strige. Mama! Mama! Micuța oaie striga fără încetare. În sfârșit, în întunericul nopții, se desprinse o siluetă luminoasă. Mama! În scurt timp, oița stătea în brațele mamei sale. Era mai frumos decât toate gălbenele din lume. Ei, hoinaro, ai făcut de două ori mai multe lucruri decât ceilalți? Oița oftă. Într-adevăr, spuse mama. Și apoi o împuse în pânză cu nasul pe micuță. Nu e nevoie să fii, draga mea, trează și zi și noapte ca să poți face multe lucruri. Uneori, trebuie decât să închizi ochii. Să închid ochii? Oița clătină din cap. Dar cu ochii închiși nu poți face nimic. Așteaptă, zise mama. Închide ochii. Așa, e bine. Și acum, imaginează-ți că stai pe o pajiște mare și verde. Roa proaspătă sclipește pe gălbenelele cele mai gustoase pe care le-ai văzut vreodată. Și de îndată ce ai ciugulit o floare, alta va crește la loc. Acum,
alergi pe pajiște mai repede decât ceilalți. Sari, poți să zbori. Celelalte oi devin niște puncte mici, albe. Poți să vezi toate astea, micuța mea? Oița dădu din cap în semn aprobator și apoi începu să viseze.